Acum au făcut și ăștia săpăliga asta mărâtă, vrea să facă invers. Cu gaura mare în jos și cu gaura mică în sus, sau cum? Nu înțeleg. Păi tu le repari cu halat pe tine? Dar ce are? Nu se poate cu halat? Păi ia-ți și tu o bluză ca lumea. Adică... Am în halat și am zis să fac așa ceva scurt. Da. Să nu mă mai schimb. Ai sudat uneltele? Am sudat o unealtă amărâtă. Mă, apropo, ăștia care vând unelte pe bani mulți și se efectiv se rup. Asta este prima ruptă, de fapt a doua ruptă, săpăliga care a ieșit din suport și sapa care am rupt-o. Asta? A, nu, nu, sapa, sapa. Sapa, nu, da. Asta, da, asta e ieșită, nici nu știu ce, îi trebuie și ascuțită, că nu... Dacă uite cât de groasă, asta s-o ascuți. Păi un pic. Un pic. Da, mă, faceți și voi unelte mai ca lumea. A, stai că mai este și hârlețul care-i îi rupt mânerul. Pușcat. Măner din, din fier sau tablă. Din fier, dar e țeapă goală. Da, păi nu contează, dar e rupt. Unde l-ai lăsat? Sus? Sus, l-a rupt când am dat de o rădăcină foarte mare și l-am forțat. Acolo deja poate e vina mea, na, să zic. Păi da, tu n-ar trebui să se rupă atâta de ușor. Ba. Zici? Și rădăcina e groasă și tare. Dar și la toate uneltele care le-am luat, noi am încercat să dar căutăm calitate. Dar spune-mi ce e invers făcut. Sau l-am pus eu invers? Nu, așa era. E cu gaura mică aici și cu aia mare în sus? Păi așa au fost de la bun început. Da? Da, de când am cumpărat-o. Se pare un pic ciudat. Este. Poate a trebuit să fie invers. Eu de unde vrei să știu așa au fost cumpărată? E sudat? Nu e sudat, e dintr-una. O, cred că o fi fost sudat la un moment dat, cine știe. De ce zice ceasul să mă mișc când eu de jumătate de oră mă mișc? Nu știu. Poate nu prea mult te-ai mișcat. E, nu. Unde sapa cu alelalte a rămas sus? Da. Acolo. Asta e prima. Sapa ce am rupt-o și o sudat-o băgat. Deci n-am făcut și noi improvizații, dar este sudată, cum este plină de pământ, dar este sudată aici, de aici s-a rupt. Și hârlețul ce l-a îndoit, l-a rupt. Deci, da. Cam da. De unde să cumpărăm și noi unelte mai ca lumea, care să nu se rupă? Și cam așa arată momentan grădina. Bineînțeles că a venit ploaia, de fapt nu ploaie, o mocăniască din aceea măruntă de s-o lăsat cu, parcă era ceață, nu se mai vedea nimic în jur. Dar da, arată chiar frumos în momentul de față absolut ce este aici. Și așa va rămâne. Înainte să înceapă ploaia, am aruncat semințe de gazon în partea aceasta. Și trifoi încă n-am aruncat, încă stau bine să mă gândesc dacă să arunc și trifoi sau nu. Trifoi alb. Trifoiul alb are o creștere destul de micuță, undeva pe la 30 de centimetri. Trifoiul roșu crește destul de mare, la fel ca și lucerna. Dar încă stau să mă gândesc dacă să arunc sau nu. Vezi cu partea subțire când ai băgat, uite, e țapănă. Păi da, dar nu poți să sapi așa chiar dacă tai la nivel. Păi o îndoim, dă-o mama ei, nu știu. Cum să o îndoi? O îndoim un pic în jos. Păi... Nu știu, explică și mie cum a trebuit să intre, nu? Așa trebuie să fie.
Păi, când am cumpărat-o, era taman invers. Păi de aia nu sta deloc. N-ai putut să faci cu ea nimic. Tot a ieșit afară. Păi și dacă o întorci invers, cum era inițial, și bagi niște pene de nu jos ține. În sus... Nu ține. Aoleo. Și au fost ciungă de la început, săraca. Haide. Da. Dăm ciocan aici, o îndreptăm. Ce să mai îndrept? Nu mai... De fapt, stai că era invers și stătea foarte bine. Da. Nu merge așa, merge. Cum nu? De ce îi faci? Altfel o arunci. Eu nu am soluție, eu nu mă chinui așa cu ea. Sau... Facă, nu o să stea, o să vii cu ea după fiecare 10 minute. Cum ai impuit? Aproape țapă. Mai băgăm un pic în apă, se mai umflă lemnul, no, și aia nu, este. Nu pot să sap cu ea, nu știu cum o să sap invers. Păi nu prea ai cum. Doamne, na, ce să zic, asta este, taie partea aia de lemn ce iasă afară și o să încerc așa, no, să văd dacă iasă. Și sapa aia ce am găsit-o noi aici, dragoste, una veche care am zis că o arunc și când am văzut că a mea mi s-o rupt și pe bani mulți, am zis nu, că asta e aur, asta e sapa bună, sapa perfectă. Elea, chiar trebuie să-i pui niște pene. Că nu merge. Pentru... E din aia veche, vai de viața mea cât e de veche. Da, da, fierul care se făcea odată e mult mai bun, e, nu știu, diferă foarte mult. La ce fier am găsit aici și unde, pe unde am dărâmat, pe unde am demolat, nu se compară cu calitatea fierului ce e în momentul de față în magazine. Eu nu vreau să renunț la sapa asta așa strâmbă, îi dau ciocane oricum, dar nu vreau. Nu știu, la ce se găsește acum în magazine? Avion, neavion, asta e bună. Bine, o să încerc să-i pun pene când am lumină, ca lumea să văd ce se găsește și după aia dacă reușesc. S-o și ascult un pic. Reușești, reușești. Hai că poți. 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 Uite, dacă ai sudat și sapa mea care era varză, ruptă, nu mai puteai să faci nimic. Ai sudat și asta la altă. Nu strânge aparatul, că-ți mai ai și hârlețul ăla. Da, dar nu mai fac acum la ora asta cu el. Când trebuie să văd, trebuie să-i pun ceva fier acolo. Da. Să găsesc fier, să tai, să... Ok. Tu știi? Deci ai țiare, tu vei. Da. Nu-mi place să lucrez pe meri. Da. Aia, da. Cred că o să merg eu prin piețele de vechituri să caut sape din astea vechi. Este câte vrei. Dar la prețuri, tu... Păi și asta la altă care am cumpărat-o noi, crezi că a fost la un preț mai mic? Tot la preț de a fost. Prețuri mari. Băi, și calitatea lor, scuză-mă, e mult mai bună față de ce se găsește acum în magazine. Păi uite-te puțin la sapa mea care am rupt-o. Și ce am făcut?
din primăvară până acum cu ea. Și hârlețul ăsta tot așa îl avem. Cenuz. Astea nu-s de forțat uneltele astea care sunt acum noi. Astea merge așa cu ele. Finuț. De săpat un pic finuț. Păi da. Nu să o bag eu acolo și să împing. Să împing ca nebunul pentru să iasă rădăcina. Să o rup. Ce ai, Sky? Vrei să sap și tu? Așa, zi și tu. Să se facă unelte mai de calitate. Zi, Sky. Sky? Așa, așa, fata. Să se facă unelte de calitate, că sunt toate slabe și se rup. Că noi aici săpăm. Ei, să-i dai de mâncare. Ai, 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 scacii.